Serviciul de urgență 112 a fost sesizat sâmbătă la prânz că în comuna Pietroșani un bărbat a fost lovit cu un cuțit în zona gâtului de un altul. În doar câteva minute la fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul secției 6 Poliție Rurală Domnești. Din primele cercetări s-a stabilit că în urma unui conflict spontan un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost lovit cu un cuțit. Victima a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Domnești, unde a fost diagnosticată cu plagă tăiată lateral cervical stâng, ulterior fiind transferată la Spitalul Județean Argeș. Din fericire, viața victimei nu a fost pusă în pericol. Agresorul, care consumase băuturi alcoolice, s-a ales cu dosar penal.